Bine v-am regăsit, dragii noștri! Ne e dor de voi, ne e dor de drumurile noastre prin țară, ne e dor de drumul prin natură, de ultimele deți de când am cântat de aici, din grădină, ne-am îndrăgostit de natură și am spus că nu mai intrăm în studio până când vremea ne va permite. Așadar, dacă glasul pianului electric nu vă deranjează foarte mult, o să apelăm și astăzi la prietenul nostru pentru a vă vorbi de dor. Vă spuneam că ne este dor de voi și ne-am gândit la cel care a vorbit cel mai frumos de dor în literatura și în filozofia românească, la Constantin Noica, și de aia am numit și întâlnirea noastră Introducere la dor. Sper să ne ridicăm măcar puțin la nivelul acestei rostiri, pentru că vom zice de dor. Vom cânta balade, vom cânta doine, elegii. Ceva românesc, ceva care să ne aducă aminte de drumurile prin țară, pentru că noi acum trebuia să fim în turneu. Trebuia să călătorim prin România. Așadar, muzică românească de dor astăzi pentru voi, dragii noștri. Și începem cu o baladă, cu una foarte cunoscută, chiar dacă nu cea mai cunoscută dintre ele, dar aparținând celui mai mare dintre compozitorii noștri. Balada pentru vioară și orchestră, dar în varianta pentru pian, de George Enescu. Thank you.
O măsură de geniu pe care George Enescu a dat-o la numai 14 ani prin această baladă și pe care o continuăm tot cu un cântec de dor, cu o doină. O doină, o parte a doua dintr-o sonată pe care noi am cântat-o de multe ori și cu care am călătorit zeci de mii de kilometri, pe care am cântat-o anul trecut, chiar pe vremea aceasta o cântam într-un turneu în Mexic și în Cuba. Este vorba de sonatina pentru vioară și pian de Paul Constantinescu, iar partea a doua pe care v-o dăruim acum este doina despre care v-am vorbit. Thank you.
Iată un cântec de dor pe care îl continuăm cu cea mai cunoscută dintre baladele literaturii muzicale românești, chiar dacă v-am mai oferit-o odată în această serie Live Classic, cu care încercăm să fim aproape de dumneavoastră în această perioadă. Am spus că nu putem să facem o colecție a dorului românesc fără balada de Ciprian Porumbescu. Thank you.
Puține lucruri mai pot fi spuse după lirismul acestei pagini. Ne îndreptăm către un alt fel de a zice dorul în muzica românească. Baladă, doină și iată elegie. Un alt fragment pe care l-am descoperit cu bucurie și pe care l-am dăruit publicului și pe discul nostru Doamnele Muzicii Românești, face parte din sonata pentru vioară și pian de Carmen Petrabasa Copol. Partea a doua, o elegie, este un fragment care se poate cânta independent de lucrare, ba chiar este foarte des abordat de instrumentiști. Așadar, elegia din sonata de Carmen Petrabasa Copol.
E, și iată, pentru că și soarele parcă ne spune rămas bun, ne despărțim și noi de dumneavoastră cu o altă baladă, cu un cântec de dor, parcă al neamului nostru întreg. Balada de Eugen Doga, o altă lucrare pe care am avut bucuria să o cântăm în foarte multe dintre popasurile noastre prin țară și care ne aduce aminte de voi, de publicul nostru, de toți cei care ne iubiți și pe care vă iubim și cărora vă dăruim astăzi dorul nostru. Încheiem cu balada pentru vioară și pian de Eugen Doga. Thank you.
Și așa ne-am cântat noi dorul pentru cei pe care sperăm să-i întâlnim cât mai curând și alături de care să fim cu bine. Și eu știu, atunci când ne vom întâlni încă o dată, poate vă veți aduce aminte de aceste mici bucurii pe care le-am făcut împreună, gândindu-ne la dumneavoastră. Până atunci, să vă fie bine, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei din jurul vostru și, așa cum ne place nouă să spunem, totul va fi bine. La revedere!